Bună dimineața! Astăzi nu suntem prea siguri ce vrem și parcă nici nu avem prea mare încredere să facem un pas înainte. Din a doua parte a zilei primim însă vești surprinzătoare, dar care ne încântă. Hai să analizăm însă fiecare zodie în parte. Berbec! Este foarte important să îți urmezi drumul tău fără să îți pese de ce crede familia. Pentru cei mai mulți nativi este dificil să iau o decizie și poate că ar fi mai bine să amâne. Taur! Unii nativi se simt în ceață, sunt confuzi și cumva epuizați. În orice moment, taurii ar putea izbucni nervos. Peste weekend o să vezi totul dintr-o perspectivă mult mai optimistă. Gemeni, nu te lăsa influențat de părerile celor din jur. Primești tot felul de semne de la univers că ești pe cale să îți atingi un obiectiv. Rac! Unii nativi se simt indignați că o anumită persoană le dictează ce să facă. Poate să fie vorba despre un părinte, un partener sau un șef. Reacția va fi aceeași. Spuneți totuși punctul de vedere, dar fără să bați cu pumnul în masă. Leu. Mulți nativi se simt blocați, deși nu ar ști să zică exact care este obstacolul. Poate că leii au nevoie acum să se relaxeze și să se odihnească un pic. Fecioară. Se pune presiune pe tine să iei o decizie, dar tragi de timp pentru că nu ești pregătit să îți asumi consecințele. Te trezești oricum cu capsa pusă, iritat și fără prea mare chef să stai la discuții. Balanță. După câteva zile în care te-ai cam mințit singur în privința cuiva, acum dai jos ochelarii roz și nimic nu te doare mai mult decât să nu ți se acorde atenție și să nu fii ascultat. Unele balanțe fug de un conflict deoarece își dau seama că oricum nu ajung nicăieri. Scorpion, dacă de curând ai suferit pe plan amoros, îți este foarte teamă de un nou început. Alți scorpioni sunt convinși că nu vor mai avea niciodată încredere în cineva, iar înspre seară simți nevoia să fii luat în brațe, răsfățat și să te conectezi cu omul drag. Săgetător, va deveni foarte clar că unii oameni nu vor ține cont de nicio soluție pe care le-o propui. Asta pentru că le place atenția pe care o primesc când se plâng. Capricorn, doar pentru că îți aduce aminte de vremurile bune petrecute împreună cu cineva, nu înseamnă că acea persoană s-a schimbat. Până la urmă, nu toată lumea merită energia ta. Vărsător, multe discuții și nimic concret, cam asta este energia zilei. Mai mult ca sigur, ai și obosit să te învârți în cerc. În plus, ți se confirmă încă o dată că nu te poți baza pe cineva. Din fericire, spre după amiază, capeți însă mai multă claritate. Pești, nu faci niciun pas înainte din cauza nesiguranței. Nesiguranța alimentată, bineînțeles, și de faptul că oamenii dragi nu au foarte mare încredere că un vis de-al tău s-ar putea materializa. În a doua parte a zilei, atmosfera este însă mult mai plăcută. Acesta a fost horoscopul. Găsiți mai multe detalii pe contul meu de Instagram, astrolog Bianca Nuțu. Să aveți o zi minunată și plină de iubire!